Sunt doar câteva zile în care creștinii ortodoxi pot renunța la alimentele de dulce, în cadrul postului Sfinților Apostol Petru și Pavel. Denumit în popor postul Sfânt Petrului, este singurul post din an care nu are o durată fixă, ci depinde de data Paștilor. Postul Sfinților Apostoli începe întotdeauna în lună de după Duminica tuturor Sfinților, prima după Rusalii și durează până pe 29 iunie, când sunt prăznuiți Sfinții Petru și Pavel. Este un post mai blând, cu dezlegări la Pește sâmbătă și duminica. Cum 29 iunie, ziua praznicului Sfinților Apostoli, cade anul acesta într-o vineri, în această zi nu se mănâncă de dulce, ci se dezlegă la pește. Primele mărturii despre postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel le avem din secolul al IV-lea, în Constituțiile Apostolice. Potrivit istoricilor, postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel era ținut la început numai în cercurile monahale și abia mai târziu s-a extins și la credincioși.